Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Întrebare și pentru voi, cei care ne ascultați la ora asta, și puteți să ne și sunați 0372069599 sau mesaje 0728312. Frate, la voi la școală s-a urcat vreodată vreun director, profesor, primar, oficialitate, domn-ministru, președintele țării pe catedră să țină discurs sau pe scaun? Cum face domnul Pandele în voluntari? Domn Pandele e unic. Băi. Adică, sau, eu nu, când am văzut prima dată o fotografie cu domnul Pandele, am văzut într-un an, după care am văzut și anul următor. Deci... Pe un birou ceva, mai da, și pe o masă. Are. Sunt curios anul ăsta pe ce se urcă. Știi? Se urcă în interior? Nu, l-am văzut afară. În exterior. Scot o catedră... Bă, da, ce apucă? Era o masă afară și s-a urcat pe acasă. A fost o masă, hați pe masă. Era da, un scaun, hați pe scaun. Știi? Cred că are senzația că se aude mai bine dacă e sus. Că e mai de sus. Știi? Să pogoare. Cum ar... Dar n-am văzut așa ceva nici... Adică e o premieră. Dați-i, domnule, un microfon. Faceți-i un podium muț. Păi nu, că era cu microfon. Da. Un Pandele era pe masă cu microfon. A, deci era să-l vază. Tot poporul. Ai văzut? Da. Altfel nu-mi iese din cap declarația domnului Câmpeanu, ministru. Ce a zis? Ministrul Educației. Eu sunt curios, altă, uite, nu știu, să întreb pe colegii de la știri, dacă domn ministru, ce latrină și-a ales dânsul în fundul, în fundul curții școlii să facă deschiderea anului școlar anul ăsta? Pentru că a zis că asta cu... Lumea zice că școlile au Buddha în fundul curții. Latrine, că astea sunt latrine. WC-uri. Da, nu sunt WC-uri. WC-ul vine de la water closet, adică cu apă. Nu, asta nu e cu apă, este latrină. Este dacă o groapă, o gaură, în pământ. Dacă astea plouă, e WC. Da, dacă plouă. Da, și domnul Câmpeanu, ați văzut ce a spus, că nu are legătură toaleta în curte cu calitatea educației. Din moment ce mulți dintre noi am făcut performanță învățând în aceste școli. Adevărat am făcut. Da. Și prima întrebare care mi-a venit a fost asta. Da, oare la Ministerul Educației a desființat toaletele? A făcut în fundul curții ministerului ca să facă performanță și fără toalete? Că în fond, dacă se poate face performanță fără toalete, de ce să avem la minister? Să facă performanță dacă dânsul a demonstrat că a făcut performanță fără WC-ul, să facă în continuare așa. Înseamnă o chestie nesemnificativă. Și doi, astăzi când deschide anul școlar, îl inaugurează de pe o latrină. De asta să se urce și de sub acoperișul latrinei și să vorbească de acolo. Să arate, uite, domnule, putem să facem în țara asta, cât de suprarealist și nimerit ar fi acest tablou pentru România. Mie mi se pare că cei care vorbesc despre astfel de lucruri nu le-au trăit niciodată. Mm-hmm. Adică vorbesc cu atâta ușurință, știi? Nu cred decât că își imaginează ce înseamnă o toaletă în fundul curții. Da, eu nu, și că n-a trăit niciodată sentimentul ăsta, știi? Adică unii dintre noi au mai văzut. Da. Pe când eram noi mici, la țară, la bunici, la da, așa, astea erau condițiile, dar vorbim de 30-40 de ani în urmă, știi? Da. Deci când este un semn era al înapoierii și al impotenței administrative din România, că după atâția și atâția ani, încă avem mii de școli cu latrine și nu reușim acest minim pas de civilizație și numit canalizare, o chestie care e descoperită, ce să spun, de mii de ani, de fapt. Avem problema asta, nu reușim să o depășim. Cum judecă ministrul educației când are un astfel de scurt circuit cerebral și spune, ai, domnule, că nu are legătură cu performanța, să face performanță și cu WC-ul în fundul curții. Cum poți să alături lucrurile astea? Nu reușesc să-mi dau seama care este procesul de gândire al domnului ministru al educației. Până la urmă e o gândire generală așa, că de multe ori auzi românii, nu? Hai, domne, că pe vremea mea mâncam, n-aveam nici apă caldă, sau mâncam parizer, mâncam ce apucam, n-aveam haine, n-aveam de niciunele, și tot învățam carte, că așa era vorba. Și cumva vine din înțelepciunea populară. Și fără electricitate se învăța carte. Corect. La feștilă, la opaiți. Da. Se învăța și în borde, se învăța. Care este problema? Să desfințăm toate lucrurile astea. Ce atitudine asta? Adevărul că am trăit și fără programe la televizor și fără tablete. Da, ce... Uite, vă propun discuția asta, mai în glumă, mai în serios. Fără ce altceva se mai poate face performanță în România? 0372069599. Ia gândiți-vă. Dacă ar fi să fie așa, cu civilizația asta pe care o avem noi acum, ce am putea să desfințăm mai la mișto, ca să arătăm că, hai, domnule, că se poate și fără? Păi pe vremea mea se putea și altfel. Știți că vara asta, la campionatele europene de sărituri în apă, România a ocupat locul 4, campionatele europene de juniori.
și a fost considerată o performanță formidabilă. De ce? Pentru că unul dintre campioni, mă rog, eu spun că e campion, chiar dacă e locul 4. Antrenamentele lui au fost sărituri în bureți. Pentru că nu există sau n-a avut unde să se antreneze copilul ăla ca să facă sărituri în apă și atunci sărea de pe trambulină în bureți. Înțelegi? Suntem ca în bancul ăla. Bă, dacă suntem cuminți, ne dă și apă. Pe cuvântul meu, cum e posibil? Ia pune pe americani să sară pe bureți. Dar cine deci poate ce? Să sară pe bureți? De ce nu fac, auzi, dar de ce nu fac un campionat mondial de sărituri pe bureți? Păi, da, corect. Nu de asta e că Luca zice cu Jamaica la Bob. Mă, la ăia nu e zăpadă, că nu e zăpadă. Nu e apă. Nu e apă, de ce nu e apă? Că nu plouă. Paul, bună 0372069599. Fără ce se mai poate face performanță în România? Ia zi, Paul. Te ascultăm. Noi am ajuns la performanță. Că vorbim de performanță, să facem performanță fără resurse. Fără resurse, nu? Din tot. Țin cont de școală sau de sport. Începând cu 1978 cu Nadia și terminând cu Popovici. Am avut vreodată resurse? Nu. Cred că individual reușim te să refer facem la, te refer la infrastructură. Există resursă umană, dar nu există infrastructură pentru multe din performanțele care sunt obținute. Nu, și nici suport. Și adică, nici suport. Da, resursa umană care excelează. Uh-huh. Și asta cred că e una dintre calitățile noastre ca nație. Paul, îți mulțumim tare mult. Ne-a sunat din Bacău Ionel. Uite, hai să vedem ce ne spune și el. Bună dimineața. Salut! Neața! Ionel! Alo! Bună dimineața! Să trăiești! Bună dimineața! Bună! Domnilor, se poate face performanță dacă dispar 70% din bugetari. N-aș zice, n-aș merge până... Ce avem cu bugetarii? Că n-au... Adică ei... Păi, n-au, dar într-o comună sunt 15 bugetari la 5 locuitori. Mm-hmm. Banii respectivi s-ar găsi ca resursă pentru elevi. Păi statul, da, statul este cel mai mare angajator într-adevăr în România. Trebuie și oamenii aia, nu? Să primească un bănuț. Pe de altă parte, din moment ce administrația locală nu este digitalizată, ai nevoie totuși de omul de la ghișeu. Pentru că altfel cine îți rezolvă toate hârtiile? Așa e, faptul că volumul e ceva mai mic decât într-un oraș, da, n-are importanță. Mulțumim, Ionel. Mergem la Cluj. Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața, băieți, și bine v-ați întors. Să rămână. Bună. V-am așteptat. Mulțumim și noi ne bucurăm că ne reîntâlnim. Acum să mai facem și un pic de haz de necaz, am putea face foarte bună performanță și fără acești guvernanți. Da, da, dar ar veni zici? Alții. Ar veni alții. Și nu știi, dai din împuț, ca să zic așa. Mulțumim, Mihaela. Nicu, așa bună dimineața. Bună, Nicu. Nicu. Bună dimineața. Eu spun că se poate face performanță și fără educație, fără să învățăm, dacă ne uităm la titlurile de doctor pe care unii le au. Foarte bună observație. Da, dacă spui performanță, ai pus și niște ghilimele, păi sper. Firește că a pus ghilimele. E foarte bună observație. Uite-mă ce performanță, știi? Ce ai făcut, am ajuns ministru. Și... Crezi că am avut eu nevoie? Păi mi-a făcut Costică, mă, mi-a făcut el teza de doctorat. Uite ce performanță a făcut în viață. Sunt și foarte multe mesaje la 0728-3132 și aproape toate converg în direcția asta, că se poate face performanță și fără ministru Câmpeanu, și fără guvernanți, și fără politicieni. Iar în ceea ce privește mesajele pe care le-ai cerut mai devreme, cu cine se mai urcă pe catedră, așa, avem un mesaj de la Valentin, eu nu cred că e adevărat, dar îl citesc. Zice, la noi în curtea școlii sunt mese de ping-pong de beton. A, și eu aveam. Așa. E regulă că directorul să se urce pe ele pentru discursuri. Și-a rupt mâna de două ori deja că sunt de pe ele. Nu cred. Refuz să cred. Unde e asta? Dacă e adevărat. E foarte tare, Valentin, zine unde se întâmplă acțiunea așa pentru cultura noastră generală. Nu, de altă, dar vrem să venim și noi la deschidere. Da. Bune, Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.